mare și îl îmbulză. Și era o femeie care avea curgere de sânge de 12 ani și multe îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și toate ale sale, dar ne folosind nimic, ci mai mult mergând spre mai rău, auzind că ea în cele despre Iisus a venit în mulțime și pe la spate, s-a atins de haina lui, căci își zicea, nu mă voi atinge măcar de haina lui, mă voi vindeca. Și îndată izvorul sângelui ei a încetat și ea a simțit în trup că s-a vindecat de boală. Și îndată cunoscând Iisus în sine puterea ieșită din el, întorcându-se către mulțime, a întrebat, cine s-a atins de hainele mele? Și a zis ucenicilui, vezi mulțimile îmbulzindu-te și zici, cine s-a atins de mine? Și se uita împrejur să vadă pe aceea care făcuse aceasta. Iar femeia, înfricoșându-se și tremurând, știind ce i se făcuse, a venit și a căzut înaintea lui și i-a mărturisit tot adevărul. Iar el i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Fii sănătoasă!